Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Președintele Consiliului Județean Hunedoara dă asigurări că singura groapă de gunoi din Valea Jiulei va fi ecologizată cu bani europeni. La Universitatea din Petroșani a fost lansat un nou proiect cu finanțare europeană care se adresează celor care vor să urmeze un program de doctorat. Polițiștii dau câteva sfaturi celor care pleacă în vacanță pentru a nu avea surpriza neplăcută ca locuințele să le fie prădate de hoți. Încă un jaf a avut loc joi după amiază la Lupeni, la o sală de jocuri. Acesta este cel de-al doilea tun dat la o astfel de instituție și vine la scurt timp după ce un angajat de la o benzinărie a fugit cu încasările. Poliția îl caută pe cel care ar fi fugit cu banii. Suma de 6.000 de lei lipsește din casa demarcată a sălii de jocuri Winner, acolo unde noaptea de miercuri spre joi a avut loc cel mai probabil un jaf. Poliția a fost alertată de paznicii care au găsit joi dimineață casa demarcată deschisă, iar din încasări lipsește suma de bani. Vorbim despre săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat. Polițiștii din Lupeni au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în incinta unei case de pariuri de pe raza municipiului Lupeni, de unde au sustras suma de aproximativ 6.000 de lei din casa de bani a unității respective. În cauză s-a întocmit, prin urmare, un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost comisă fapta și identificarea autorilor. Cu doar câteva săptămâni în urmă, la Lupeni, un angajat de la Baril a plecat cu suma încasată de benzinărie într-o noapte și deocamdată nu a fost găsit. Mai mult, la Lupeni a avut loc și o spargere similară la o altă sală de jocuri, iar hoții care au spart un zid de rigips au fugit atunci cu seiful. Groapa de gunoi de la Vulcan, singura în care depozitează toată Valea Jiulei deșeurile menajere, va fi ecologizată cu bani europeni. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a dat asigurări că banii vin dintr-un program european ce va fi eligibil până în anul 2020. Groapa de gunoi de la Vulcan nu a putut fi prinsă în proiectul mare de ecologizare ce se desfășoară acum în județul Hunedoara, dar sunt șanse pentru perioada următoare. Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a fost în Valea Jiulei și am primit garanția că vor fi bani pentru aceasta. Groapa de la Vulcan am obținut doar promisiunea că va fi eligibilă pentru programul operațional de infrastructură mare. Este o veste foarte bună pe care o așteptam de mult. Consider că administrației vulcanene s-a făcut o nedreptate la momentul anului 2007-2008 când s-au făcut primii pași pentru acest program și iată că am reușit acum să obținem ceea ce ne doream și anume certitudinea că va fi eligibilă pentru 2014-2020. Groapa de la Vulcan mai poate funcționa până la finele anului viitor, când vom duce gunoiul la deponeul ecologic din nordul județului. Până atunci va fi gata și stația de sortare de la Petroșani și groapa din Vulcan va putea fi ecologizată corespunzător. Astăzi la Universitatea Petroșani a fost lansat un nou proiect cu finanțare europeană. Acesta se adresează celor care vor să urmeze un program de doctorat la această instituție de învățământ superior și este finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare. Universitatea din Petroșani derulează începând din acest an universitar un program finanțat de Uniunea Europeană și care se adresează doctoranților. Acesta poartă denumirea de excelență științifică, cunoaștere și inovare prin programe doctorale în domenii prioritare, iar lansarea sa a avut loc în campusul universității. În cadrul Universității din Petroșani există activitate de conducere de doctorat, și am să vă dau câteva date statistice. În perioada 1962-2013, Universitatea a pregătit 690 de doctori, aproximativ, având 51 de conducători de doctorat. În prezent există, în cadrul școlii doctorale, 122 de doctoranți pe diferiți ani de studii, plus o doctorandă din Republica Moldova, având un număr de 24 de conducători de doctorat. Specializările sau domeniile
de conducere de doctorat sunt mine petrol-gaze, inginerie industrială, inginerie electrică și ingineria științelor. Urmează ca în perioada următoare să avem conducători de doctorat și la inginerie și management, specializarea inginerie și management. Rugați un vecin sau un prieten să vă supravegheze locuința și să vă colecteze corespondența și nu postați pe site-urile de socializare locurile în care vă aflați. Acestea sunt doar câteva dintre recomandările venite din partea polițiștilor pentru cei care pleacă în vacanță pentru a nu avea surpriza neplăcută ca locuințele să le fie prădate de hoți cât timp se află departe de casă. Vacanța este cea mai așteptată perioadă din an, atunci când doriți să vă relaxați departe de casă și să uitați de grijile zilnice. Perioada vacanțelor și a concediilor este preferată și de hoții de locuințe, care acționează cel mai des când știu că proprietarii sunt plecați de acasă timp de mai multe zile, astfel că șansele ca aceștia să fie prinși în flagrant sunt mult mai scăzute. Pentru a nu fi nevoit să vă întrerupeți vacanța din cauza unor astfel de surprize neplăcute, polițiștii hunedoreni vin cu câteva recomandări. Le recomandăm proprietarilor de locuințe să-și ia măsuri de protecție în sensul de a nu lăsa în apartament sau în casă sume mari de bani sau alte obiecte de valoare, eventual să-și monteze chiar un sistem de alarmă antiefracție pentru a avea certitudinea că musafiri nepoftiți nu le vor face o vizită nedorită pe această perioadă, iar dacă sunt deja, se află undeva în concediu, să-și parcheze autoturismul într-o zonă sigură, să nu lase la vedere în mașină bunuri de valoare, poșete, genți, telefoane mobile, tocmai pentru a nu fi vulnerabili. Cât despre destinațiile de vacanță, se pare că, deși sunt probleme în Grecia, aceasta este în continuare locația preferată a turiștilor. Turiștii merg în continuare, nu am avut renunțări, nu am avut cereri de renunțare. Sunt și acum turiști prezenți în Grecia pe diferite programe, în insule, pe rivieră, pe continent. Așadar, înainte de a pleca în concediu, luați-vă toate măsurile de precauție, astfel încât vacanța să fie una de neuitat, indiferent de locul ales pentru relaxare și distracție. Peste 50 de oameni țintuiți la pat așteaptă periodic vizita voluntarilor. De multe ori sunt singurii cu care aceștia stau de vorbă timp de o săptămână, iar voluntarii de la Caritas fac minuni. Proiectele lor tind să se extindă și să-i cuprindă pe toți cei care ar muri de foame în casele lor, uitați de cei care le-au fost apropiați. Vă vine să credeți sau nu, dar lângă noi se petrec adevărate drame pe care nici nu le observăm. În liniștea preapăsătoare a caselor lor, zeci de bătrâni așteaptă cu înfrigurare ziua în care le vin voluntarii. Este poate singura zi în care schimbă o vorbă cu un om și asta după ce au fost abandonați de rude. Voluntarii de la Caritas le trec pragul să le dea de mâncare, să le aducă medicamente ori să îi spele. Mai mult le plătesc facturile și îi ajută în gospodărie, pentru că ai lor sunt prea departe. În municipiul Petroșani avem în momentul de față pe departamentul de îngrijire la domiciliu 50 de beneficiari. Cauzele pentru care bătrânii ajung în situația asta este fie că aparținătorilor pleacă, spre exemplu, la muncă în străinătate și foarte mulți dintre ei rămân singuri acasă, fie că pur și simplu aparținătorii copiii nu mai se interesează de ei. Astfel încât acest serviciu pe care noi îl avem se bazează și pe voluntariat, însă avem și persoane care sunt angajate, specialiste, asistent social, îngrijitor la domiciliu, avem îngrijitori de bătrâni, care zilnic merg la bătrâni și încearcă să-i ajute pe parte socială, respectiv să le facă cumpărăturile, să le plătească facturile, dar și pe parte medicală primară. Ca să facă față, voluntarii primesc sprijin și de la Consiliul Local al municipiului Petroșani și acum spun că vor să extindă acest serviciu. Totuși ei recunosc că aceste servicii nu au încă importanța de care se bucură în alte țări și ei fac eforturi mari să le extindă. Acum dorim să le extindem și la nivelul Consiliului Local al municipiului Petrila și în Vulcan. Nu este foarte ușor, este însă foarte important să ne recunoaștem valorile. De cele mai multe ori ne este cam frică de bătrânețe nouă înșine și de aceea nu dorim să știm aceste probleme cu care ei se confruntă, însă avem foarte mult de învățat de la ei și credem noi, cel puțin, că doar având grijă de ei putem să continuăm ca și comunitate și ca societate mai sănătos. Situația este dramatică și dacă am tot bătut moneda pe copiii ai căror părinți sunt la muncă în străinătate, acum vorbim și despre părinții căror copii sunt în străinătate și au uitat de ei.
Foarte mulți dintre bătrânii de pe programul nostru, cam singura activitate a lor socială este vizita îngrijitorului la domiciliu. Foarte mulți dintre ei, având posibilitatea pur și simplu să iasă din casă, nu vorbesc cu nimeni decât cu ei singuri, ca să spun așa. Astfel încât aceste vizite depinde de frecvența lor, la unii zilnic, la alții săptămânal, sunt foarte, foarte așteptate de aceștia. Serviciul tinde să se extindă și acum voluntarii veniți la noi în săptămâna voluntariatului au avut în plan și astfel de vizite la domiciliile bătrânilor părăsiți. Europarlamentarul hunedoran Iuliu Winkler susține că Uniunea Europeană și implicit România a ieșit din criza economică, dar acest lucru se simte prea puțin. Prezent zilele trecute la Deva, deputatul european UDMR de Hunedoara Iuliu Winkler a făcut în cadrul unei conferințe de presă o analiză a actualei situații politico-economice din Uniunea Europeană. Europarlamentarul a vorbit despre situația din Grecia și din Ucraina, trecând apoi la indicatorii economici din Uniunea Europeană în general și la cei din România în special, subliniind un aspect care, chiar dacă nu este dorit, este unul real. Ieșirea din criză și noua creștere economică nu produce locuri de muncă și mai ales nu produce locuri de muncă pentru tineri. Sigur, imaginea în Europa, ca în orice alt domeniu, este un mozaic. Sunt țări în care lucrurile stau mai bine, România e undeva în mijlocul plutonului, dar mijlocul plutonului e un lucru rău și nedorit, pentru că aproximativ 20 până la 25% din tinerii noștri de sub 25 de ani, caută un loc de muncă. Asta înseamnă unul din fiecare patru tineri. Sigur, se poate și mai rău. Mergem în Grecia și vedem că jumătate din tineri nu au un loc de muncă, tinerii sub 25 de ani. Deci aceea este o catastrofă. Iuliu Winkler a mai spus că practic în spațiul comunitar există o criză de încredere, care vine din egoismul unor state membre și din anti-europenismul unor partide politice, care se reflectă prin renunțarea la valorile fondatoare ale Uniunii Europene. Zona munților Retezat este una pitorească și foarte apreciată de către turiști. În acel perimetru se dorește de către autoritățile de la București să se facă turism ecologic, dar actualele reglementări sunt mai mult piedici pentru dezvoltarea acestui domeniu. Comuna Râu de Mori este cea mai mare ca suprafață din județul Hunedoara și cea de-a treia pe țară la acest capitol. Poziționarea localității în zona munților Retezat a făcut-o să devină un veritabil pol al turismului în județul Hunedoara, având vizitatori în orice perioadă a anului. În ultima vreme, însă, reglementările impuse de la București în ceea ce privește transformarea zonei în una ecologică nu fac altceva decât să alunge posibilii investitori în turismul din zona. Acest lucru a fost susținut de către Niculiță Mang, primarul Comunei Râu de Mori, în cadrul emisiunii de prin sate adunate difuzată la Hunedoara TV. Turismul ecologic am discutat și deci punctul meu de vedere este următorul. Dacă o să mai venim cu multe restricții, nu facem altceva decât descurajăm lumea de a mai întreprinde, de a mai face, să zic, investiții în zona noastră. Și așa lumea, eu vă spun cu tot simțul de răspundere și cu tot felul de dovezi pe care vi le dau, că la această dată n-am făcut altceva decât greoiul nostru sistem birocratic duce clar la descurajarea investițiilor. Printre cele mai cunoscute obiective turistice din comuna Râu de Mori se numără zona de agrement de la Râușor, care se va transforma în stațiune, precum și cetatea și mănăstirea Colț. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!